Mister, cum e? A plecat Dugan Zici, ce înseamnă asta în economia lotului, în echilibrul lotului? La un moment dat căutați un al doilea atacant, a venit și acum pleacă primul atacant. Da, s-a întâmplat de asta și, din păcate, pentru noi este o pierdere, pentru că nu putem fi ipocrite. Nu spunem că nu este o pierdere pentru noi, că a fost golgheterul anul trecut și era un jucător important. S-a accidentat meciul trecut cu Craiova, l-am schimbat la pauza, dar deja era in revenire, adică erano deja 8-9 zile. Și asta e normal, în economia lotului e un pic greu, pentru că acum trebuie să găsim un alt atacante și avem în acest moment singurul Rachmani Albiol, che ha ratato ceva de frumos, dar din păcate asta e o pierdere cu Marco. Dar sunt, înțeleg, 2 milioane de euro din care poate fi investit ceva într-un... Beh, normal, nu e ușor în fotbal, nici un jucător are orice jucător are un preț și da. E normal că e un preț important pentru clubul și pentru jucători. Nu vreau să spun la suma că îi dau Arabia asta, okay. Și e normal că era greu să al cinema, măcar după se știe, no? După un jucător rămane superat, nu e normal. E bine și pentru club, e bine și pentru jucător.